O femeie din Șoldănești de urgență a fost internată în secție de terapie intensivă a Spitalului Raional. Potrivit doctorilor, pacienta ar fi fost electrocutată în timp ce intenționa să pornească o mașină de spălat rufe. Pacienta a fost internată în secție de reanimare cu diagnosticul electrocutare la mâna stângă. Internată în secție de reanimare unde s-au trecut tratament și investigarea pacienței, adică și luând în considerație starea sănătății, a fost transferată în secția de chirurgie, a se află în secția de chirurgie, în afară orice pericol. Conform datelor oferite la filiala Șoldănești a Inspectoratului Energetic de Stat, în ultimii 5 ani, în teritoriu nu ar fi fost înregistrate cazuri de electrocutare.